este ușa mitralieră, pistolul mitralieră, aruncătorul de grenade, pistol. Deci am vorbit pentru că am citit la Mitropolit, am murit la 104 ani, că pornim la război. În fiecare lăsat de sel, de fapt, pornim la război. Adică declarăm război propriului cor, lumii, nu oamenilor, ci celor ale lumii și diavolului. Și armele noastre sunt postul, rugăciunea, păstenia și nu în ultimul rând, va de cea mai mare importanță, iertarea. Cunoașteți că a spus azi pe Sfânta Liturghie, s-a predicat despre iertare, duminica iertării, atât Sfânta Evanghelie, cât și ceea ce numim duminica izbăvirii, pe Adam și Eva din Rai, a fost urmată de iertare. Iertare care, sigur, a avut nevoie de răscumpărare. Și așa cum războiile, noi toate armele, în diferite situații, îți poate fi fatal, tot așa și nouă, ne poate fi în perioada aceasta socotită un eșec, dacă nu vom face față la ceea ce va să vină. Pentru că ursul din noi va cere mâncare deosebită, fină și nu numai. După aceea, lumea va veni cu ale ei, ale lumii, și cel mai puternic vom fi atacat de diavol, dar nu așa puternic peste puterile noastre. Că Dumnezeu ne lasă tentațiile acestea până la limita puterilor și apoi intervine El cu harul lui. Și dacă la vremea publică am vorbit despre armament și de pornirea la luptă, aici lucrurile stau mai ușor, pentru că dacă e vorba de tradiția românească, avem o multă susținere. 23 de ani în urmă, eu am vrut să întemeiez o asociație, nu îi găsim nume, cu studenții din București, prin care cumpăram costume naționale, costume populare și plăteam studentele, să umble cu ele pe rând îmbrăcați prin oraș, eventual la cursuri. De ce? Pentru că s-a pierdut sau se pierde această tradiție de veacuri, mai ales în anumite regiuni ale țării. Iar acolo unde dăinuie această tradiție a costumului popular, și putem începe discuția noastră pe această temă, acolo unde încă mai există, este o stare sporadică, ca să nu vorbim că nu întotdeauna se și cinstește prezența costumului. Și atunci bine faceți dacă reușiți la perioada aceasta să reînviați. În aparență, îmbrăcămintea nu e o mare problemă. Zice că poartă de cum se poartă și vorbește cum se vorba. Însă totuși, o să vedeți că are influență și casa în care locuim are influență asupra noastră și cum ne îmbrăcăm are influență asupra noastră și ceea ce vedem are influență. Și interiorul nostru se lucrează funcție, din păcate, de exterior. De aceea ne protejăm copiii de sânge,
de violență, de filme teribiliste, de Superman care nu știu ce putere are și rezolvă singur probleme și așa mai departe. Ne referim la o stare în care am ajuns și în care stare putem rămâne dacă nu înțelegem că macro nu se mai poate face nimic. Dar fiecare în familia noastră sau în grupul nostru de prieteni sau, bineînțeles, în comunitatea din care facem parte și care ne unește într-un singur potier, pentru că am fost botezați într-o singură prisență și unși cu Sfântul și Marele Ier, care a pornit dintr-un singur loc, în unitatea bisericii noastre, cunoaștem și acesta se sfințește de către toți membrii Sfântului Sinod în perioada de timp și care înseamnă și o putere a Bisericii noastre, Biserica Ortodoxă Română, împărtășirea darurilor Duhului Sfânt, ungerea pe Sfântul și Marele Mier. Chipuiți-vă că toți românii suntem unși din același mie, botezați în aceeași cristelniță, fiecare este sigur în biserica lui. Și dacă avem această putere de a fi uniți și de a merge la un singur Sfânt Potier, atunci înseamnă că este nădejde de rezistență. După cum observați, de reacul creștinii, nu numai creștinii români, sunt în luptă, într-o luptă continuă. Și asupra noastră, adică asupra bisericii, pentru că noi formăm biserica, preoți și mireni, ierarhi și învățați și neînvățați și țărani și tineri și copii, formăm un singur corp biserica. De-a lungul vremii am primit lovituri peste lovituri. De ce? Pentru că lupta nu este o luptă fățișă și directă. Este o luptă ascunsă și indirectă. Căderea este singulară. Oamenii pică unul câte unul, dar ei se pot ridica numai încă. De aceea, Doamne miluiește, pe care îl rostim în biserică, împreună, în cor, este puternic. De aceea rugăciunea în comun este puternică. Sfântul Vasile cel Mare, când acel tânăr și-a vândut sufletul semnând zapis cu sânge, a adunat tot poporul și au zis ore întregi, Doamne miluiește, până când diavolul a venit cu zapisul, în chip văzut. Va mai mult, i-a și înfipt gheara în obraz și l-a rănit, a și murit cu această rană în obraz. Deci, în istoria noastră de rezistență contra păcatului, iată, avem de-a face și cu aspecte fățișe. Dar lupta a fost mai întâi în subteran. Dacă cineva primește îndemnul să-l omoare pe tatăl său, sigur că respectivul, e firesc, dacă nu are o idee clară psihică, nu-l omoară, nu dă răspătare. Dacă primește o altă tentație, o altă ispitire să spânzure pe fratele său, omul refuză și așa mai departe. Atunci diavolul, ca în istorioara aceea,
merge undeva în subtilitate și zice, să vedem celălalt. Și omul se îmbată și l-o mără pe tatăl și nu știu ce mai face de fratele și mai departe. Vă să zic că la o asemenea luptă suntem chemați, la o asemenea subtilitate. Cunoaștem persoane îmbrobodite care au inima neagră. Cunoaștem persoane care fac caz de costumul popular și care nu țin post. Adică nu se supună unei rânduieli. Cunoaștem persoane care în același timp vor să urmeze o lege, legea bisericii, dar scapă aspectele morale. E bine, contra acestor minciuni ale diavolului, noi suntem chemați la luptă. Și nu să luptăm contra cuiva, ci să ne reglăm pe noi înșine. În același timp, sunt persoane care nu vin la biserică și au inima bună, persoane care nu sunt de o anumită ținută vestimentară și sunt în stare să-și dea totul pentru aproapele, și mai cunoaște și a treia categorie de persoane care și vin la țări, și postesc, și sunt bonome, și sunt amabile, și se îmbracă într-o ținută corespunzătoare, și decentă, și frumoasă. Și în același timp, fac și voia lui Dumnezeu, și ceea ce este pământesc în sensul de existență sau de bucurie. Și atunci, după ce am subliniat aceasta cu bucurie, că suntem aici împreună cu Asociația Tradiția Românească în această Sfântă Biserică, care arată un fel, inclusiv arhitectura, să vorbim despre ceea ce ați spus dumneavoastră și anume despre implicarea laicilor în biserică. Să recunoaștem împreună că puțini dintre creștinii ortodoxi fac diferență între biserica, care înseamnă prezența noastră ca membre mădulare în trupul tainic al lui Hristos, și biserica de zi. Foarte puțin. Când spunem biserica, ne referim în speță la clădire. Poate mai mult ne referim la conducerea bisericii. De aceea apare și întrebarea ce face biserica, ce a făcut biserica. Dar ne ducem cu mintea la conducerea bisericii. Dar nu e așa. Biserica suntem toți cei botezați. Suntem toți cei care mărturisim crezul în biserică, deci mărturisim credința noastră în sinteza aceasta pe care Sfinții Părinți au făcut-o în textul acesta, în 12 ani, aceasta este biserică. Și atunci când se pune întrebarea ce face biserica, întrebarea este ce faci tu, pentru că tu ești biserică. Și noi suntem biserică. Din păcate, de 23 de ani încoace, lucru este neglijat și, să spunem, de 5-6 ani încoace, parcă a devenit conștientizat.
creștinul, că el face parte din biserică. Că este acolo el un porotiță care are rolul ei. Toată mașinăria aceasta, dacă putem face comparație, funcționează și pentru că el se învârte la timp și unde trebuie și cum trebuie. Pentru că provocarea lumii de azi este foarte puternică. E de groază ceea ce se vede că ar avea societatea în loc. Iar noi ar trebui să ne implicăm așa și mai mult în viața bisericii, în viața socială a bisericii. Să ne implicăm în ceea ce are nevoie biserica spiritual și material. După putință material, dar spiritual, ne stă în mână să facem mai mult. Durerile suferite la extirparea unui organ în corpul nostru sunt dureri care sunt resimțite de toate celulele noastre. De tot. Nu putem spune că dacă ni se amputează piciorul, mâna, mâinii este, sau ureche este indiferent. Totul suferă. Ca să nu vorbim că familia, în concepția bisericii, sigur, de început direcționat cu Mântuitorul Hristos, este formată la început din soț-soție, care formează un singur corp, nu un singur suflet, un singur corp. Și de aici, obligațiile noastre față, ca bărbați față de soțiile noastre și ca soții față de bărbați. Spuneam că în ultimii 5-6 ani a început o revigurare a acestei implicări a laicilor în biserică. Noi putem folosi cuvântul laic, putem însă folosi mai cu succes cuvântul mirean. Cine sunt mireni? Mirenii sunt cei miruiți, care nu sunt clerici, dar sunt miruiți. Iar raiul este un loc, o stare, care într-adevăr are multe locașuri, dar nu este împărțit. Nu există un rai pentru episcop, un rai pentru preot și un rai pentru nepreot, nepreot. Pentru laici, nu există. În rai totul este o ambianță. Și la această ambianță suntem noi chemați acum, aici pe pământ, pe care, la vremea lui, să facem repetiții pentru a pătrunde în această ambianță. De aceea, orice facem noi, sigur, în sens pozitiv, în biserică, biserica de zi, în biserica noastră de sub, pentru care Hristos și-a dat viața. Ei bine, orice face este o repetiție. Pentru că mereu spune binecuvântată este împărăția. Și la Sfânta Liturghie și la Sfinte Taine spunem că binecuvântată este împărăția. Nu va fi. Asta înseamnă că noi trăim în împărăția lui Dumnezeu. Prin moarte sau la vremea sfârșitului lumii, nu facem și nu vom face altceva decât trece pe o punte din corp. De aceea, o convorbire a Părintele Teofil de la Sâmbăta cu Părintele Arsenie Papacioc la Chirilor a fost sortită eșecului pentru că fost în moment în care nu s-au înțeles. Părintele Teofil spunea, eu sigur mă mântuiesc. Și Părintele Arsenie, să de Dumnezeu sperăm, putem fi siguri. Nu, eu sunt sigur. Dar cum de ești așa sigur? Sunt sigur pentru că ce mi-a stat în putință am făcut și
Eu sper că Hristos se ține de promisiune și ajută cu harul lui la ce n-a făcut el. Deci, sigur, mă mutez. Până la urmă, discuția a luat sfârșit, pentru că nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Și unul și altul aveau dreptate, pentru că unul susținea această smerenie care trebuie să ne caracterizeze, iar celălalt susținea mila, care sigur va interveni la ceea ce am săvârșit în noi. Și atunci de aici concluzionăm că vom fi în Împărăția Lui Dumnezeu în măsura în care noi astăzi simțim că ne aflăm în Împărăția Lui Dumnezeu. În Biserica Slavei Tale stând, în cer, ni se pare asta. Așa zice în Sfânta Sfântului. Și sunt persoane care mărturisesc adesea că venirea la biserică și starea în biserică îi conduce la un moment dat la aceea să nu mai plece, să rămână în biserică. Sigur că avem de face cu persoane trăitoare care înțeleg ce este biserica de zi și înțeleg ce este biserica de suflet, biserica pentru care Hristos a spus mie sete pe cruce, adică mie sete sufletele voastre. Și nu puțin lucru este că ne-a permis Dumnezeu nostru să-L mâncăm. Așa ceva nu e nicio religie. Să-L mănânci pe Dumnezeu. Tu, finit, să mănânci pe Dumnezeu infinit. Să facă Dumnezeu minunea aceasta și infinitul să poată fi cuprins de finit, adică de tine. Iată în ce fel ne-a iubit Dumnezeu și atunci răspunsul la iubirea Lui trebuie făcut cu iubirea noastră. Ori iubirea este un cuvânt searbă. Cuvântul te iubesc este searbă. El poate fi pronunțat în joacă de copii, de fete, de băieți, de bărbați, de femei, dar poate fi însoțit acest cuvânt de gest, de fapt. De aceea și este nevoie în slăbiciunile noastre, spre exemplu, de flori. Dacă în secolul II, când Constantinul spunea că florile se cuvin numai morților, după aceea, văzând atâta sensibilitate încă moștenită și la femeile creștine, atunci se oferă femeilor flori. De ce? Pentru că sunt foarte sensibile la frumos. Atunci bărbații speculează sau cinstesc în această sensibilitate și oferă flori. De ieri s-au oferit, nu am numărat, dacă cineva poate să numere, câteva milioane de mărțișoare, o cheltuială an mare, dar dacă s-a ținut cont de simbolism, atunci n-a fost zadarnică această cheltuială și anume, dacă am înțeles că jurul roșu este viața și jurul alb cu care a fost împletit cel roșu este învierea, asta înseamnă că noi dorim prin viață să trecem la un vin. Asta înseamnă că ne închinăm crucii tale Hristoase și învierii și înțelegem acest simbolism de 1 martie, parcă amintind de strămoșii noștri daci care își începeau anul la 1 martie. La 1 martie începeau ei, romanii începeau la 1 ianuarie, noi creștinii începem anul nou, cel la 1 septembrie. În câteva cuvinte, iată, am înțeles, sper că eu am înțeles ceea ce ați dorit dumneavoastră să cuvim într-un cuvânt de deschidere care urmează să
fie dezvoltat, sigur, prin întrebările dumneavoastră. În România, o dedicare mai specială rugăciunii se face în monahism. Călugării sunt vestiți pentru rugăciuni, timpul de rugăciuni. Dar nu și în viața familiei ducem lipsă. Pentru că sunt familii ce foarte mult se roagă, foarte mult sau foarte multă consistență în puterea rugăciunilor și nu este de neglijat așa. În Grecia există ceva care nu există la noi în ortodoxie, dar catolici, și anume femei dedicate. În Grecia există și stau la dispoziția episcopilor, sau preoților și fac tot ceea ce ține de social. Adică merg în sănătate, merg la sala de mare, merg la grădiniță școli, merg la săraci, ajut, așa mai departe. Poate că nu, într-un mod așa organizat, putem face noi, dar prin asociații acestea, care, deși sunt trimise la tribunal, din păcate, ca să fie recunoscute, putem face această, să dedicăm, să spunem așa, parte din viața noastră, când avem timp și putem, slujbei, slujirii aproape. 26 ani încoace, cunoașteți Sfântul Bisericii Ortodoxe Române, permite ca înăuntru Consiliului Parohial, înăuntru parohiei și în atribuție comitetului parohial, poate să existe servicii sociale, profice și nu numai, și care, de care nu este nevoie să ajungi la notariat și la tribunal ca să te recunoască, pentru că este deja stabilit în statut, lucru care înainte de nou statut al bisericii nu exista și nu avea voie să faci. Așa ar trebui să ne indicăm și mai mult. Darurile sunt împărțite. Dacă poți să cânti, trebuie să cânti. Să participi la cântarea bisericii. Dacă poți să mângâi pe cineva în durerea lui, ai metoda aceasta să te apropii, să o faci. Dacă stă în mână puterea financiară, poți să ajungi cu bani. Dacă altceva stă în mână, să spunem o discuție, o abordare, să faci. Din partea dumneavoastră, care nu sunteți în haine, să spunem că nici nu aveți pregătirea necesară cu diplomă, dar uneori aveți o pregătire superioară, nu neapărat. Puteți să faceți toate acestea nu sub forma unei predici, ci sub forma unei întrebări, ca niște lămuriri, nelămuriri personale să prezentați, ca să-l implicăm pe celălalt în problema respectivă și să încercăm să scoatem de la el preocuparea aceasta pentru înțelegere și, bineînțeles, pentru acțiuni. Înseamnă a determina și pe Dumnezeu să sprijine. Foarte adesea se aude cuvântul ce-o vrea Dumnezeu. Nu e adevărat. Dumnezeu vrea ce vrea omul. Dacă nu iese chiar cum vrea omul, nu iese din iubirea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu, văzând în perspectivă, săvârșește ceva, plinește sau nu. Întrebăm adesea fetele. Vreți să vă măritați fetelor? Dacă vrea Dumnezeu. Ce dacă vrea Dumnezeu? Dacă vrei tu. Tăi vrei tu, pe urmă te rogi, pe urmă Dumnezeu, plinești. Cum? De asemenea, gândim la ceea ce se numește acțiuni. Noi suntem oameni de acțiuni. Și dacă nu acționăm, înseamnă că suntem oameni de teorie.
Și omul de teorie nu e pentru Dumnezeu. Numai de teorie. Dumnezeu iubește omul de teorie, care are principii și care are activitate în ajutorarea aproape, în slujirea aproape. În biserică e mai mult decât ajutor. Cum ați auzit, îmi pronunța cuvântul slujire. Și Marta și Maria slujeau lui Hristos, una într-un fel, cealaltă într-altul. Deși plânsul în Marte a fost îndreptățit, totuși Mântuitorul Hristos se zice: Marto, Marto, bine faci, dar de prea multe te grijești. N-a zis bine faci, dar de prea multe, dar se înțelege că făcea bine pentru că exprima dragostea ei, stima, respectul ei, prin această pregătire a muncii. Sunt foarte multe în Sfânta Scriptură despre tema aceasta, în învățătura Bisericii, exemple practice, în Sfinții Părinți. Eu nu am venit aici să fac o teorie și să îi spun ceva, pentru că nu mă pricep mai mult decât preoții dumneavoastră de aici, sau tangențele care ați avut, dar am venit ca să deschidem un subiect de discuție, pentru că asta a spus și să vă felicit pentru ce faceți în Asociația Tradiția Românească și, bineînțeles, pe cei care vă găsuiesc iată, inclusiv acum, în această biserică. Dacă vreți să puneți ceva întrebări, înseamnă că vreți să vă implicați puțin, sau după putere, în lămuriri, ca apoi putere să acționeze. Fie întrebați verbal, adică cei curajoși, fie cei fricoși, necurajoși, întrebați în scris. Cum vreți, dumneavoastră. Mulțumim! Să fie ca